cruciale, doamnelor și domnilor. Sunt trei bombe politice și cel mai așteptat moment politic urmează în câteva minute. Este tensiune uriașă la vârful țării. Soarta guvernului se decide chiar acum. Câte voturi s-au strâns împotriva cabinetului Orban? Aflați imediat. Și marea surpriză dintr-o ordonanță politică intră astăzi în ședință de guvern. Este cea mai mare schimbare făcută pentru alegeri anticipate. Cum joacă PNL-ul? Noi am aflat și vă spunem și dumneavoastră imediat. Avem și noi date despre valul de fric care lovește țara, zonele în care temperaturile scad și cu 15 grade. Și cine a blocat bilete de tratament, toate informațiile le aflăm în câteva minute. Aici, alături de mine, sunt invitații mei speciali pe care îi vedeți deja și le mulțumesc că sunt prezenți. Gabriel Mutu, Partidul Social Democrat, bună ziua, bun găsit! Bună seara. Mulțumesc că sunteți aici. Gabriel Ispas, Pro-România, bună ziua, mulțumesc bună pentru prezență. Și Tudor Ionescu, reprezentant ALDE, bună ziua, bun găsit! Mulțumesc pentru invitație. Imediat discutăm ce se întâmplă din punct de vedere politic. Mai întâi să vedem dacă vremea ține cu noi. Și încep ploile, doamnelor și domnilor, și ninsori în jumătate de țară. Nu știm dacă asta înseamnă că vine iarna, un episod sever de iarnă sau nu. Gabriela Băncilă este lângă noi, Administrația Națională de Meteorologie. Bun găsit, Gabriel. Bun găsit. Da, un episod de iarnă și privind pentru multe zone din țară în care fenomenele meteorologice ce se vor desfășura în următoarele aproximativ 48 de ore, putem spune că este cel mai serios episod de iarnă din iarna 2019-2020 până acum. Au început ploile. În momentul de față ne aflăm sub incidența acestui prim mesaj de atenționare, cod galben și cod portocaliu pentru zona de munte a Carpaților Occidentali și partea de nord a Carpaților Orientali. De la bun început trebuie să vă spun că fenomenele au o dinamică, o viteză de deplasare și de transformare semnificativă. Spuneam că pe parcursul acestei zile, în aceste județe care fac obiectul acestui mesaj de atenționare și avertizare, sunt precipitații importante cantitativ și intensificări ale vântului, cu mențiunea că în zona înaltă și treptat pe parcursul următoarelor ore până mâine dimineață vor ajunge să predomine ninsorile în tot ceea ce înseamnă grupa Carpaților Occidentali și partea de nord a Carpaților Orientali, acolo unde bate și vântul cu viteze care depășesc 90-100 de km pe oră pe crestele cele mai înalte, ceea ce înseamnă viscol destul de puternic. Până mâine dimineață, transformarea ploilor în lapoviță și ninsoare se va petrece și în zona de nord a țării, inclusiv în partea de nord a Moldovei. Pentru ca mâine să ajungem la episodul cel mai important din tot acest interval, respectiv incidența celui de-al doilea mesaj de atenționare pe care Administrația Națională de Meteorologie, așa cum s-a precizat încă de astăzi, îl va actualiza mâine și o să vă spun în ce sens. Județele din vestul țării se află în acest cod galben pentru că acolo va bate vântul cu putere. Vor fi rafale ale vântului pe partea de vest a țării care vor depăși 60-70 de km pe oră. În tot ceea ce înseamnă zona de munte, va continua să ningă și să bată vântul. Deci va continua să fie viscol, se va depune strat de zăpadă, vizibilitatea va fi scăzută. Iar pe parcursul zilei de mâine, din partea de nord a Moldovei, unde vă spuneam că mâine dimineață vom asista la transformarea deja a ploilor în lapoviță și ninsoare, inclusiv în zona joasă din nordul Moldovei, treptat aria ninsorilor va coborâ și va cuprinde până mâine seară și jumătatea de est a Munteniei și zona Dobrogei, aceste ninsori de pe partea de est a țării fiind și ele asociate cu intensificări ale vântului. Cu alte cuvinte, mâine seară, de exemplu, vom asista la producerea fenomenului de viscol, nu numai în zonele de munte, ci și în partea de est a țării, în zonele mai joase de relief de aici. Este foarte adevărat că până la apariția ninsorilor, mă refer la zona Dobrogei și a Munteniei, inclusiv a capitalei, va fi plouat. Pentru această
parte a țării, probabilitatea de a se depune un strat de zăpadă, cel puțin pentru zona capitalei, foarte consistent, este una destul de redusă, dat fiind ploaia de până atunci. Dar intensificarea vântului, așa cum a precizat de altfel Administrația Națională de Meteorologie prin prognoza specială emisă pentru zona municipiului București, care să facă obiectul atenționării cod galben, vor fi și aici, adică 55-60 de kilometri pe oră. Intensitatea maximă a vântului, asociată cu ninsoarea abundentă, va fi mâine seară și mâine noapte. Pentru regiunile din partea de sud-est, pentru zona Dobrogei, adică județele Constanța, Tulcea, județele Bărăganului, predispuse la apariția acestui fenomen, și mă refer la județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, partea sudică a Moldovei. Un episod de fenomene mai severe, spunem. Severe, categoric. Este doar un episod, adică acest episod, poi mâine. Poi mâine dimineață, spuneam că viteza de deplasare a acestor sisteme noroase și a intensificărilor de vânt este una foarte rapidă. Joi dimineață vremea intră într-un proces de ameliorare, dar rămânem cu o masă de aer rece peste țara noastră, iar dacă zilele trecute vorbeam despre temperaturi de 19-20 de grade, ei bine, mâine dimineață, de exemplu, în zona de sud-est a țării, sau pe parcursul zilei de mâine, vom asista la scăderea continuă a temperaturilor. Maxima zilei de mâine pentru zona capitalei sau orice altă localitate din partea de sud-est a țării se va înregistra mâine dimineață, pentru că masa de aer rece pătrunde mâine peste țară și la aceste valori termice care vor coborâ spre pragul de îngheț, pentru că vorbim despre transformarea ploilor în lapoviță și ninsoare, se mai asociază și intensificările de vânt care vor amplifica senzația de rece, nu numai vor determina viscolirea și spulberarea zăpezii mâine seară, mâine noapte, mai ales pentru partea de sud-est a țării. Gabriela Băgină, îți mulțumesc. Așadar, ne pregătim de iarnă pentru un episod de iarnă de 24-30 de ore acolo, cele puternice episoadele, după care ne mai lăsăm. Avem aici un primar, să vedem dacă va fi pregătit sau nu, dar asta vedem în altă situație. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Mergem mai departe. Începe ședința Parlamentului crucială. Se decide, practic, soarta guvernului. PSD va propune ca votul pe moțiune să se dea mâine la orele prânzului. Socialdemocrații susțin că au suficiente voturi pentru ca executivul să pice. Însă negocieri se poartă și în aceste momente. Larisa Bernaschi ne dă toate informațiile. Alături de noi se află și liberalul Dan Vâlceanu, care îi mulțumesc că este în direct cu noi. În câteva momente, doamnelor și domnilor, Traian Băsescu ne va spune ce se întâmplă din punct de vedere politic în această țară, că noi nu înțelegem prea multe. Larisa, ești în direct, te ascultăm. Bun găsit tuturor! A început și s-a și încheiat această ședință. A durat, putem spune, aproximativ 5 minute, ședința conducerii Parlamentului, în care s-a decis ca mâine la ora 12 să fie plenul reunit al celor două camere, o ședință în care se dezbate și se votează moțiunea de cenzură. Așadar, după îndelungi așteptări, putem spune, pentru că inițial această ședință trebuia să aibă loc la ora 12, iată că socialdemocrații s-au impus și în această ședință și au decis ca mâine la ora 12 să voteze demiterea guvernului Orban, și spun asta pentru că cei din Partidul Social Democrat spun că au suficiente voturi pentru dărâmarea guvernului. Pe hârtie, matematic, au într-adevăr 233 de voturi necesare pentru a trece moțiunea de cenzură, însă, potrivit unor surse din Partidul Social Democrat, mâine la vot vor fi mult mai multe voturi, spun cei din Partidul Social Democrat. A fost și astăzi și probabil că vor continua astăzi, în această noapte și mâine dimineață, negocierile pe care cei din PSD, cei din UDMR le vor purta individual cu parlamentari și au loc de negociere, și asta pentru că PNL, Pro-România sau cei de la USR se vor ridica din bănci și vor vota. Ar putea să existe trădători între cele trei formațiuni politice. Trădători între formațiunile politice, ce se întâmplă? Încercăm să aflăm ce se întâmplă. Domnule Mutu, ce e cu această moțiune? Trece, nu trece, trece guvernul? Moțiunea va trece cu siguranță. Vă spun că în interiorul Partidului Național Liberal, din informațiile pe care le dețin,
Primarii sunt extrem de revoltați vis-a-vis de această abordare pe care guvernul liberal o are. Nu se pune problema că ne este nouă teamă sau cuiva teamă de două tururi. Acolo unde primarul își face treaba în localitate, nu are niciun fel de problemă. Statistic vorbind. Însă, așa cum ați spus și dumneavoastră de nenumăratori pe postul de televiziune, este absolut anormal să vii cu 4 luni de zile înainte de alegerile respective și să modifici legislația. Mai mult de atât, o să vedeți inclusiv din imagine pe care le veți da din ședința de guvern, acolo a fost o mică altercație între ministrul justiției și primul ministru, în care se explica că nu poți modifica legislația electorală având în vedere decizia Curții Constituționale cu privire la acest aspect. Din păcate, abordarea actualului guvern este extrem de gravă. De ce? Pentru că în cele 2 luni și jumătate de guvernare, pe lângă cele 20 de miliarde, 16 miliarde de euro pe care le-au împrumutat, au venit și cu 6 asumări, sper să nu greșesc, 6 asumări, mai mult ca oricare alt guvern care a fost în trecut. Este absolut aberant ceea ce fac. Este un atac la democrația românească europeană și eu cred că inclusiv instituțiile europene nu vor sta impasibile la acest derapaj pe care guvernul PNR îl face. Mergem acum să vedem oficial ce a decis conducerea Parlamentului. O premieră în România după niciun model. Ca în aceea zi să intri în ședință de guvern cu 24 de ordonanțe de urgență. Este un record mondial, cred că absolut, în orice stat democratic și am amânat BPR-ul astăzi la prânz să vedem și noi cu ce va veni guvernul, cât am apucat pe timpul zilei. N-am așteptat, cred că o să termine guvernul, o să termine noaptea. Sau după miezul. Tocmai ce am explicat. Să vedem cu ce ordonanțe va veni guvernul. De ce vă era cel mai teamă? Și am văzut, nu mi-era teamă de nimic. Cel mai teamă mi-a fost de ordonanța cu sănătatea. Și iarăși, domnul prim-ministru, în momentul acesta a privatizat sănătatea românilor, fără nicio explicație. Noi nu avem nicio problemă să fie încurajate spitalele private. Singura problemă care o avem este că ministrul sănătății, cel care a promovat ordonanța, lucrează și la spital privat și este și ministru. Și numai atât, ne așteptam ca premierul să iasă să spună că românii nu vor plăti bani în plus dacă se tratează în spitale private sau se tratează în continuare la stat. Dimpotrivă, logica este clară. Cine are bani va trăi, cine nu are va muri. Este cea mai macabră ordonanță, cel mai netransparent mod de a face o așa zisă reformă în sănătate în acest moment. Dacă românii acceptă acest lucru, asta este. Este inuman ceea ce a făcut guvernul Orban în acest moment. Mai mult am văzut că au venit și cu o ordonanță după ce ne-am chinuit 30 de ani să scăpăm de turismul electoral, au venit cu o ordonanță prin care au legiferat turismul electoral. Dacă românii acest lucru își doresc, îi invit să voteze în continuare cu Partidul Național Liberal. Ați înțeles care sunt modificările pe această lege, pe modificările pe legile parlamentare? Toată lumea, până acum, erau reguli foarte clare. Nu aveai voie la parlamentare să votezi decât în circumscripție sau pe liste speciale în cazul în care erai flotant. Erau expedițiile la prezidențiale, fiind cu diaspora și europarlamentare. În momentul acesta, turismul electoral este în floare și vom putea merge din județ în județ și vom putea vota oriunde. Nu există acel sistem de supraveghere? Nu știu, vorbiți cu cine organizează alegerile. Eu vă spun că acel sistem nu a funcționat ultima oară și dacă dorim să ne întoarcem cu 20 de ani înapoi în democrație, cu această ocazie și pe această oară. Cine este organizat să facă turism electoral? Nu Partidul Social, de obicei avantajează pe cei care sunt la putere și organizează alegerile. Hai că să fim foarte clar. Ați văzut că au vrut să forțeze și
consiliile județene. Astăzi mă bucur că în cadrul guvernului mai există și oameni cu minte și care vor să respecte totuși legea și îl felicit pe ministrul justiției că nu a avizat ceva. Ați avut vreo discuție cu domnul Orban sau cu domnul Predoiu vis-a-vis de această ordonanță? N-am avut discuții nici cu domnul Orban, nici cu domnul Predoiu. Credeți că semnalul de alarmă pe care l-a tras nici înainte, astăzi, nici după, nici la mijloc. BPR-ul, credeți că semnalul de alarmă pe care l-a tras astăzi cu BPR-ul l-a înțeles domnul Orban și acesta a fost motivul pentru care... Nu, motivul vi l-am explicat. Dacă doriți, vi-l explic din nou. De ce nu a dat guvernul până la urmă, a renunțat să mai adopte această ordonanță de urgență? A vrut să dea. Oameni, n-am văzut imaginile cu toții. Domnul Orban a vrut să dea ordonanța și ministrul justiției a spus ministrul că nu se poate. Ministrul justiției al guvernului PNL, domnul Ciolacu. Și eu mă mir și mă bucur că mai există oameni întregi la minte în guvern. În acest lege de independență ale unui ministru liberal față unui... Întrebați-i pe dânși. Ați spus că n-a funcționat sistemul de monitorizare a votului multiplu până la urmă. De ce spuneți acest lucru? Pentru că AEP a declarat că totul a funcționat în regulă. Eu am văzut cu totul altceva. Eu sper că în Parlament s-a făcut și o comisie de anchetă. Veți primi raportul cât de cât rând. Să așteptăm raportul parlamentarilor, să nu ne pronunțăm. Eu știu cu totul altceva. Pe câte voturi vă bazați astăzi cu dinainte de acest vot? Suficiente voturi înseamnă că avem mai mult de 233. Cu domnul Ponta urmează să vă vedeți până mâine? În această seară vă vedeți cu domnul Ponta? Posibil și în această seară. Și nu numai cu dânsul. Nu știu. Voi avea o discuție cu domnul... Dar în acest moment, cu discuția sau fără discuția cu domnul Ponta, avem voturile necesare să cadă guvernul Orban. Nu este teamă că vor fi socialdemocrați. Ordonanțele de urgență de astăzi chiar mă bucur. Nu este teamă să discutați și despre alianța electorală? O să avem mai multe discuții. Adică e o discuție. Mulțumesc mult. Doamna Firea vrea o alianță la nivel local pentru primăria capitală. Am discutat. Însă toți am luat o hotărâre. În comitetul executiv, fiecare candidat și fiecare județ are independența de a discuta alianțele electorale locale. Sunteți sigur că până mâine niciun alt parlamentar PSD nu va pleca din tabăra socialdemocraților? O întrebare retorică, presupun. Mulțumesc mult. Toți parlamentarii PSD? În principiu, consider atât și eu, cât și colegii mei, suntem niște oameni serioși. Domnul Pleșoianu, ați avut o să avem grupuri reunite la ora 11. Cu domnul Grindeanu, da. V-ați întâlnit astăzi? Da, când cu multă lume m-am întâlnit astăzi. Face pasul spre Partidul Întrebați-l pe dânsul. Și știe mai bine. Am avut niște discuții normale. De foști colegi, de rival pentru șefia partidului. Marcel Ciolacu, doamnelor și domnilor, președintele interimar al Partidului Social-Democrat, cel care conduce și Camera Deputaților, ne-a anunțat că mâine va fi votul pe moțiunea de cenzură. Guvernul va pica, în opinia Partidului Social-Democrat. Domnul Ciolacu ne anunță că are voturile necesare ca de mâine guvernul Orban 1, bănuim, să fie istorie, pentru că va urma guvernul Orban 2. Așa ne-a lăsat să înțelegem președintele Klaus Iohannis, dar și actualul prim-ministru Ludovic Orban. Legătura telefonică directă este Traian Băsescu, fostul președinte al României, și mulțumesc pentru asta. Domnule Băsescu, bună ziua! Bună ziua! Ați auzit ce ne-a spus domnul Ciolacu? Mâine guvernul va pica și tot de mâine sau de astăzi, sau de când va intra în vigoare, ordonanță de urgență pe reglementările în domeniul alegerilor, adică vom putea vota de oriunde. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Ce e mai grav, ca să vorbim așa? Văd că toți vorbesc despre Comisia de la Veneția, recomandări și așa mai departe. Realitatea este că atunci când deciziile care vizează alegeri sunt în sens pozitiv, adică măresc nivelul de democrație al procesului electoral, ele nu sunt considerate toxice și demne de a fi oprite. Vă dau un exemplu. N-ar fi fost nicio nenorocire dacă la
alegerile prezidențiale din 2014, domnul premier Ponta mărea numărul de secții de votare între cele două tururi. Era o acțiune în favoarea actului democratic al alegerilor. Și n-ar fi fost nicio critică pe temă. La fel și aici, dacă discutăm despre modificarea desfășurării alegerilor, atâta timp cât este în sens pozitiv, atâta timp cât asigură un grad mai mare de democrație, măsurile guvernamentale nu pot fi negate. Și nu vor fi negate nici de Curtea Constituțională. Problema este ce decid. Iar eu am constatat o contradicție în momentul de față și mi-ar place mult ca Orban să fie consecvent. Deci, pe de o parte, pui o interdicție votului pentru studenți, dar să fim serioși, aici e lovitura pentru alegerile locale, cu interdicția de a participa la vot cei care și-au făcut viza de flotant. Viza de flotant cu o lună înainte. Studenții să fiți siguri că se duc în ultima clipă când vor să voteze, să-și facă actele. Și în acest sens vă aduc în aminte că chiar și în ziua votului, guvernul, prin instituțiile sale, emite buletine de identitate. Nu poți să spui că este un act nedemocrat. Îi dă șansa până în ultima clipă să participe la vot. De asta mi se pare puțin strâmbă decizia de a nu permite celor care și-au făcut viza de flotant cu 30 de zile înainte. Asta e ordonanța, asta este asumarea. Pe de o parte. Pe de altă parte, înțeleg că se liberalizează total dreptul de a participa la vot pe liste suplimentare. De ce? Problema nu este că se liberalizează dreptul de a participa pe liste suplimentare. Și eu aș fi de acord cu acest proces. Problema este contradicția. De ce la vizele de flotant cu 30 de zile, cu mai puțin de 30 de zile, nu le dai voie la vot, iar când vine vorba de alegeri legislative, dai voie la funcționarea listelor suplimentare fără restricție. Deci aici sunt niște probleme pe care Orban trebuie să le regleze. Altfel, eu sunt de acord cu ideea că listele suplimentare sunt un instrument democratic pentru cei care nu se află în localitatea de domiciliu. Dar pe cine avantajează, domnule președinte? Această a doua măsură cu dreptul de a vota pe liste suplimentare este o soluție democratică. Pentru că știm toți că s-a introdus sistemul de urmărire a votului dublu, este imposibil votul dublu. Deci, din acest punct de vedere, este în regulă. Problema rămâne la alegerile locale cu interdicția pentru cei care și-au făcut viză de flotant cu 30 de zile înainte. Aici, clar, sunt dezavantajați cei care primesc voturile de la studenți. Aș spune, liberalii și USR-ul, în mod deosebit. El pare a fi favoritul studenților, favoritul tineretului. Deși și liberalii au această categorie de electorat. De aceea mi-e greu să înțeleg ce Ludovic Orban a luat măsura asta. Aș spune eu, ca să se ferească de USR, nu? Să fie în avantajul lor și în dezavantajul USR-ului, nu eu. Spun analiștii, zicem da. Și noi. Uite, eu vă garantez că liberalii sunt cel puțin la fel de simpatizați în rândul studenților ca și USR-ul. E bătaie mare acolo. De asta mi-e greu să înțeleg măsura. Nu-l contrazic. Da.
Mulțumim, domnule președinte, pentru aceste declarații. A fost Traian Băsescu, fostul președinte al României. Și o să vedem un scurt comentariu. Vă rog, foarte scurt. O să vedem imediat Gabriela Firea ce rol are în aceste alegeri. Vă rog. Este într-o eroare, o mică eroare. Este adevărat, se pot elibera buletinele, actele de identitate, dacă sunt expirate. Nu să-ți faci act de identitate pe locația la adresa 9. Deci dacă ți-a expirat buletinul, da, te poți duce să-ți faci altul, nu să-ți faci e viză de postan. Acolo, dar... Este o nuanță, este o normalitate, este un drept al celor care locuiește în respectiva localitate și a expirat buletinul. Nu te duci să-ți faci buletin cu o zi înainte sau să-ți faci viză de fotan cu o zi înainte. Deci doar dacă vis-a-vis, se expiră acolo. Vis-a-vis de secțiile de votare, la fel, domnul președinte, confundă legislația cu privire la modalitatea de desfășurare a scrutinului cu partea administrativă, în sensul că normal, guvernul poate înființa mai multe secții de votare, dar nu are legătură cu ce spunea domnia sa. În recomandarea Curții de Comisie de la Veneția sau a Curții Constituționale, nu vorbește despre faptul că îndulcești procedura legislativă sau că o năsprești. Pur și simplu nu se pot face modificări cu mai puțin de 6 luni de zile înainte de data scrutinului. Domnul Băsescu are opinia domniei sale, bine documentată, adică ideea de democrație trebuie apărată. Eu și aici rămâne de văzut dar democrația până asta unde trebuie respectată să... în ambele da, sensuri. Da, asta spunem, până unde pot să împinge aceste lucruri. Imediat mergem și mai departe. Vreau doar să băgăm și această idee cu Gabriela Firea, care este susținută de partidul lui Victor Ponta la alegerile locale. Se pregătesc alianțe bombă. Pro-România ia în calcul să facă chiar o alianță electorală la nivel național cu Partidul Social Democrat. Despre ce este vorba ne spune Mădălina Petre. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Da, câteva ore a stat Gabriela Firea aici la Camera Deputaților, unde a discutat cu președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi au vorbit, bineînțeles, și despre alegerile din acest an, iar potrivit unor surse politice la nivel înalt, ei bine, Gabriela Firea are semnale că va fi susținută la alegerile locale și de către Pro-România, partidul care este condus de fostul premier Victor Ponta. Mai mult, potrivit surselor citate, s-au intensificat discuțiile dintre cele două partide, și anume PSD și Pro-România, cu privire la o posibilă alianță la nivel național. Totul în contextul în care știm foarte bine există șanse foarte mari să avem alegeri anticipate în același timp cu alegerile locale și au fost foarte multe voci atât în Pro-România cât și în Partidul Social Democrat, care au spus că cea mai potrivită variantă ar fi să se facă această alianță de stânga și să candideze astfel la alegerile din acest an. Mulțumesc, haideți să vedem aici sau în toată această discuție, vă rog, reprezentantul Pro-România, ce spuneți? Aflu cu surprindere că facem o alianță fie la nivel de București, fie la felicitări nivel... Felicitări pe care... Da, mulțumesc că eu spun că, în primul rând, este o știre dată pe surse care nu are astăzi un suport. Noi am spus că suntem deschiși oricărei idei pentru binele cetățenilor, dar principial a face o alianță, pentru a fi mai mare democrația, a face o alianță nu înseamnă a susține candidații PSD. A face o alianță înseamnă a susține candidații comuni, indiferent de unde vin ei. Deci este o nuanță pe care aș vrea să o introduc, dar la acest moment această discuție nu există. Ceea ce pe mine mă îngrijorează și pe noi ne îngrijorează este excesul de ordonanțe de urgență care astăzi s-a petrecut la guvern. Democrația în România tinde să devină o glumă sinistră în mâna unui menestrel care își bate joc de tot ce înseamnă valori democratice și de ideea de parlamentarism. Este inadmisibil ca un guvern să adopte atâtea ordonanțe într-o asemenea manieră. Și spuneam domnului vicepreședinte Mutu, domnului primar Mutu, înainte de emisiune, că dacă un ministru al unui guvern pe care l-au avut dumnealor și-ar fi permis chestiunea aceea și nu avea imunitate parlamentară, nu apuca a doua zi fără să fie reținut. Dan Vâlceanu este la absolut aberant ceea ce se întâmplă. Telefonică directă cu noi. Domnule Vâlceanu, ce spuneți de aceste acuzații? Salut mâna, în primul rând, și salut și pe invitații dumneavoastră. Vă spun următorul lucru. Atunci când PSD a dat ordonanța 55 în timpul campaniei electorale prezidențiale pentru a da cola primar, n-a fost nicio problemă. În momentul în care au dat ordonanța de urgență privind alegerea președinților de consilii județene altfel decât fusese până în prezent, da? Adică
au dorit să fie aleși într-un tur prin vot direct, n-a fost niciun fel de problemă. Deci, practic, până acum, toate ordonanțele date de PSD prin care au modificat sistemul electoral în fața diverselor alegeri, n-au întâlnit niciun fel de opoziție din partea altor partide. Acum există o problemă. Mulțumesc, domnule Vâlceanu. Nu avem foarte mult timp de discutat. Vă rog, domnule Tudorianescu. Constat din toate lorile acestea de poziție cum pe toată lumea lovește, între ghilimele, democrația cu 4 luni înainte sau 6 luni înainte de alegeri. 3 ani și jumătate nu ne interesează de absolut nimic și când vine momentul, vai, este un concurs, cine face modificări? Și da, într-adevăr, și eu pot să menționez. Țineți minte ordonanțele guvernului PDL care a permis migrația primarilor, da? Atunci când s-au făcut jocurile adevărate. Adică dacă avem puțină memorie istorică, aveți politică... Aveți dreptate. Fiecare aduce... formațiune a căutat așa, exact, variante. Problema știți care este din toată ecuația asta? Unde sunt cetățenii? Că toată lumea e cu cetățeanul în, pe agenda, dar problemele adevărate ale cetățenilor, drumuri, infrastructură în educație, sănătate, cazuri de rasism și de xenofobie, precum la Ditrău, incendii, accidente rutiere. Unde sunt problemele acestea ale cetățenilor pe agenda tuturor celor care se ocupă de moțiuni de cenzură? Haideți să terminăm mâine cu moțiunea de cenzură. Eu nu cred că o să treacă. Oricum, ALDE nu susține această moțiune de cenzură mâine, exact din aceste motive. Și să revenim cumva totuși la avem informația cetățeni. De ultimă oră de la cazul Caracal. Nicolae Alexe, fostul șef adjunct de la IPJ Olt, dat afară din poliție. A fost anunțul făcut de ministrul de interne Marcel Vela în ședința de guvern. Pedepsit a fost și Constantin Pistol, șeful biroului de investigații criminale. Cel care a vorbit cu Alexandra timp de 20 de minute la 112. Acesta nu va mai putea avansa în grad în următorii 3 ani. Mai sunt încă polițiști în cercetare disciplinară. Vedem toate informațiile chiar acum de la Larisa Popa. Bun găsit! Bun găsit! Iată, Comisia de Disciplină, formată din 3 membri din Poliția Română, a încheiat activitatea cu privire la ceea ce s-a întâmplat în cazul Caracal cu polițiștii care au fost acolo la datorie. Așadar, Nicolae Alexe a fost dat afară din poliție, cea mai gravă măsură pe care o puteau lua cei din Comisia de Disciplină. Pe de altă parte, a fost sancționat și polițistul Constantin Pistol, șeful biroului de investigație criminale, cel care de altfel a și vorbit cu Alexandra timp de 20 de minute la telefon. Acesta pentru următorii 3 ani nu va mai putea avansa în grad. Aceasta a fost decizia luată de Comisia de Disciplină. De asemenea și Ionel Sârbu, cel de-al doilea adjunct al inspectorului șef din Inspectoratul Poliției Județean Olt, a fost și el pe lista celor de la Comisia de Disciplină, însă nu au putut efectua cercetarea pe numele lui, pentru că deocamdată acesta se află în concediu medical. Mai exact, din momentul în care a început toată această anchetă cu privire la cum au reacționat polițiștii în cazul Caracal, polițistul Ionel Sârbu a intrat dintr-un concediu medical în altul. În acest moment așteaptă oamenii legii superiorii să-i se termine concediu medical pentru a-l putea cita și pentru a veni la poliție. De asemenea și Cristian Voiculescu, cel care a ocupat funcția de inspector șef al Inspectoratului Poliției Județean Olt și acesta se află în continuare în cercetare disciplinară. Mulțumesc pentru aceste informații, doamnelor, domnilor. Sunt alte și alte date venite de la Palatul Victoria. Se referă la sute de mii de români vizați de o decizie a executivului. Despre ce este vorba, aflați imediat.